Un curs de miracole de Kenneth Wapnick, exerciții zilnice, lecția 192. Am o funcție pe care Dumnezeu ar vrea să o ocup. Este voia sfântă a tatălui tău ca tu să îl întrecești și ca sinele tău să fie sacrul său fiu, veșnic pur ca el, din iubire creat și în iubire păstrat, extinzând iubire, creând în numele ei veșnic una cu Dumnezeu și cu sinele tău. Dar ce poate însemna așa o funcție într-o lume a invidiei, urii și atacului? De aceea, ai o funcție în lume în termenii ei, căci cine poate să înțeleagă un limbaj care îi depășește cu mult simpla înțelegere? Iertarea reprezintă funcția pe care o ai aici. Ea nu este creația lui Dumnezeu, căci este mijlocul prin care se poate desface neadevărul. Și cine să ierte cerul? Pe pământ însă, ai nevoie de mijlocul de a te desprinde de iluzii. Creația așteaptă doar adeverirea, nu săvârșirea revenirii tale. Creația nici nu poate fi concepută în lume, nu are niciun înțeles aici. Iertarea este manifestarea cea mai apropiată pe pământ pe care poate să o aibă, căci născută în cer fiind, nu are nicio formă. Dumnezeu însă a creat pe cineva care are puterea să traducă în formă ce este total lipsit de formă. Ce face el sunt vise, dar de un gen atât de apropiat de deșteptare, încât lumina zilei se și revarsă în ele și ochii deja întredeschiși și întrezăresc priveliștile bucuroase pe care le conțin prin osurile lor. Iertarea privește cu blândețe toate lucrurile necunoscute în cer. Le vede cum dispar și lasă lumea o tăbliță curată și care cuvântul lui Dumnezeu poate acum să înlocuiască simbolurile fără sens care s-au scris acolo înainte. Iertarea este mijlocul prin care se înfrânge frica de moarte, pentru că nu mai are acum nicio atracție cumplită și vinovăția a dispărut. Iertarea lasă trupul să fie perceput așa cum este, un simplu mijloc didactic pe care îl lași deoparte când învățarea se încheie, dar care nu îl schimbă nici de cum pe cel care învață. Mintea fără trup nu poate face greșeli, nu se poate gândi că va muri, nici că va fi prada unui atac nemilos. Mânia devine imposibilă și unde este groaza atunci? Ce frici ar mai putea asalta pe cei ce au pierdut sursa întregului atac? Miezul chinului și focarul fricii. Numai iertarea poate ușura mintea de gândul că trupul este casa ei. Numai iertarea poate reinstitui pacea pe care i-a hărăzit-o Dumnezeu Sfântului Său Fiu. Numai iertarea poate convinge Fiul Său să-și vadă sfințenia din nou. Când nu va mai fi mânie, vei percepe negreșit că pentru viziunea lui Hristos și darul de a vedea, nu s-a cerut vreun sacrificiu, numai durerea a fost alungată dintr-o minte bolnavă și torturată. Să fie oare un lucru nedorit, un lucru de temut sau este un lucru de sperat, de întâmpinat cu mulțumiri și de acceptat cu bucurie? Una suntem și de aceea nu renunțăm la nimic, dar ni s-a dat chiar totul de către Dumnezeu. Avem nevoie însă de iertare ca să percepem că așa și e. Fără lumina ei binevoitoare, orbecăim în întuneric, folosind rațiunea doar ca să ne justificăm furia și atacul. Înțelegerea noastră este atât de limitată, încât ce considerăm că înțelegem nu este decât confuzia născută din greșeală. Ne-am rătăcit în ceața viselor labile și a gândurilor înfricate. Ochii ne stau bine închiși să nu vedem lumina, iar mințile ne sunt ocupate să venereze ceva ce nu există. Oare cine se poate naște din nou în Hristos, dacă nu cel ce i-a iertat pe toți pe care îi vede, la care se gândește sau pe care să și închipuie? Cui îi s-ar putea da drumul cât timp ține întemnița pe cineva? Un temnicel nu este liber, căci este legat la oaltă cu prizonierul lui. El trebuie să se asigure că nu îi scapă, așa că își petrece timpul păzindu-l. Grațiile care îl îngrădesc pe el devin lumea în care trăiește temnicerul lui, odată cu el, și tocmai de libertatea lui depinde calea eliberării pentru amândoi. De aceea nu ține prizonier pe nimeni, dezleagă în loc să legi, căci așa ești pus în libertate. Calea de urmat este simplă, de fiecare dată când simți junghiul mâniei, dă-ți seama că ții o sabie deasupra capului tău și va cădea sau va fi înlăturată în funcție de hotărârea pe care o iei, să fii condamnat sau să fii liber. În felul acesta, fiecare dintre cei ce par să te tenteze, să te înfurii, reprezintă mântuitorul tău din închisoarea morții, așa că îi datorezi mulțumiri în loc de durere.
Fii milostiv astăzi, Fiul lui Dumnezeu îți merită mila. Tocmai El își cere să accepți acum calea eliberării, nu îl refuza. Iubirea Tatălui Său față de El îți aparține ție. Funcția ta aici pe pământ este aceea de a-L ierta, ca să poți să îl accepți din nou ca propria ta identitate. El este așa cum l-a creat Dumnezeu, iar tu ești ceea ce este El. Iartă-i acum păcatele și vei vedea că ești una cu El. Toate minciunile care au venit vrețăne și care nu vor să vină, tot ce e minciună, vreți să ne desprindem de ele și să ne întoarcem cu tot ceea ce suntem în adevăr, în eternul aici acum. Vă mulțumesc frumos, pe data viitoare!